Asteroid va trece la 12.000 de kilometri de pământ. Este cea mai mică distanță la care un meteorit s-a apropiat de planeta noastră în ultimii ani. Asteroidul cât două autobuze nu reprezintă însă un pericol, ci doar un spectacol pentru astronomi. Asteroidul, botezat rapid MD 2011, a trecut peste Oceanul Atlantic de Sud în apropiere de coasta Antarcticii. Nu a provocat nici panică, nici pagube, așa cum arată și imaginile surprinse de astronomi amatori. Nici măcar nu a intrat în atmosfera terestră, cum se temeau unii astronomi. An object that size entering the Earth's atmosphere would still harmlessly break up. We would probably see a fireball in the sky, but it wouldn't be one of these things that we have to worry about. Un obiect atât de mare se apropie de planeta noastră odată la 6 ani, spun astronomii. Și, ca de fiecare dată când un meteorit vine spre Pământ, reapar discuțiile despre catastrofe și sfârșitul lumii. Cel mai alarmant este că NASA a detectat asteroidul abia săptămâna trecută. If you had an asteroid rather bigger than this on a collision course that was discovered with that kind of notice, then you would really have to resort to civil defense measures. That would be the only action you could take. Un astfel de asteroid numit Apophis, cu diametru de aproape jumătate de kilometru, va fi aproape de Pământ în 2029 și va reveni în 2036, când chiar ar putea lovi planeta. Până atunci, un asteroid la fel de mare va trece foarte aproape de Terra în acest an, pe 8 noiembrie.